Deci toate acestea au fost posibile datorită numai și numai a doi oameni, cărora vreau să le mulțumesc în fața tuturor, domnului primar Ion Georgescu, care ne susține necondiționat atât financiar cât și moral, și domnului Raed Arafat, care a făcut posibilă detașarea acestor medici aici. Mai exact de câți medici este vorba? În total sunt 7 medici pe ATI și 2 pe boli infecțioase. Și încă o dată mulțumiri și întregii echipe a domnului Arafat prin departamentul de situații de urgență, care au făcut posibilă detașarea acestor medici aici, contrar voinței tuturor. Vă mulțumesc! Vreau să vă asigur că Primăria orașului Mioveni, Consiliul Local al orașului Mioveni a investit, investește și va investi în sănătate. Pe această cale vreau să mulțumesc și echipei medicale pentru tot efortul depus până acum și tot efortul pe care îl va depune în continuare. Mulțumesc tuturor!